Bună seara, bine v-am regăsit! Am avut o pauză mai lungă, dar nu intenționez să întrerup în niciun caz uh, această serie de pe Oxigen 2. Vreau să vă încurajez însă să dați feedback-ul și inputul dumneavoastră. Uh, uh, înțeleg că noul regim de pe forum, care implică înregistrare și uh, o adresă de e-mail, nu convine unora. Mă rog, este uzanța care se face pe orice forum până la urmă. Și uh, Vă puteți păstra anonimatul în măsura în care așa ceva este încă posibil în timpul nostru. Foarte, pu foarte puțin probabil, dar vă puteți totuși păstra anonimatul pe lângă promisiunea noastră că respectăm uh, și am respectat una uh, uh, dorința oricui de a fi anonim chiar atunci când uh, a avut o atitudine destul de uh, neprietenoasă. Însă... Uh, uh, Puteți spune o adresă de e-mail fals, o nouă adresă de e-mail să o faceți pentru asta, puteți să folosiți orice nume, nu mă interesează, însă mă interesează inputul dumneavoastră. Dar astăzi, în această seară, vreau să ne ocupăm de un subiect foarte important pentru a înțelege fenomenul spiritual, religios, cultural și dacă vezi, cu toate ramificațiile politice și sociale și etice ale timpului nostru. Și noi vreau să ridic o întrebare. Ce însemnează expresia folosită de Friedrich Nietzsche și devenită parte din cultura populară, Dumnezeu este mort? Uh, Nietzsche a afirmat prima oară că Dumnezeu este mort, God is tot. În cartea The Gay Science, pe care o am aici, din Frolihe Wissenschaft, The Gay Science la în Românește, Uh, e interesantă istoria acestei cărți pe care eu am eu, după cum vedeți, este cumpărată la a doua mână. Am cumpărat-o cu un dolar la un trip store, de la un magazin de vechituri, uh, mai clar. Și ceea ce este interesant e faptul că am cumpărat-o de la secțiunea uh, de gender, gender Studies. Cu alte cuvinte, acea secțiune care se ocupa gender studies însemnează studiul homosexualității. Așa că, probabil că cel care aja cărțile în raft s-a uitat la numele de Gay Science și s-a gândit că este un studiu științific al homosexualității. Mă rog. Și, bineînțeles, o propagandă pro-homosexuală. Așa că a pus-o acolo. Mă rog, aceste magazine de vechituri din America sunt foarte prietenoase față de handicapați, mexicani, homosexuali, negri, minorități, ruși, români și așa mai departe. Așa că nimeni nu s-a uitat ur la mine. Dar. Faptul că această carte, care este crucială în istoria gândirii apusene, a ajuns băgată la literatura homosexuală, ne arată cât de mult merge înspre, cât de rapid înainte spre idiocrație. Există însă, din acest punct de vedere, sau relativ la același subiect, un alt simptom al idiocrației care vine din partea religioasă, nu din partea relativismului multicultural și hiper-multicultural. Anume, mă refer la la felul în care în bisericile evanghelice și în bisericile creștine este înțeleasă uh, sintagma Dumnezeu este mort. Pentru că nimic n-a stârnit atâta isterie fără o înțelegere acestei propoziții și a subiectului, uh, ca faimoasa afirmație afirmația lui Nice Dumnezeu este mort. Cunoașteți anecdota, nu se pare să nu fi auzit. O spune fiecare predicator că odată pe un perete a apărut un grafiti uh, Dumnezeu este mort și de subsemnat Nice. Și uh, ziua următoare de subte a apărut, Nice este mort de, de subsemnat Dumnezeu. Aceasta arată, nu este mai puțin idiocratic decât ideea de a pune gay science la literatura despre homosexualitate. Și de ce? Pentru că, în primul rând, afirmația lui Nice nu este o afirmație ateistă. Uh, poate să fie încorporată ca atare, așa cum poate fi încorporată și uh, într-o concepție creștină, uh, cum ar fi al lui Kierkegaard sau Dostoevski, Dacă vreți chiar anumite reacții americane la uh, evoluția creștinului secolului XIX și XX. Și uh, nice nu se referă la moartea lui Dumnezeu. În primul rând, nici nu face o afirmație ateistă. Puteți spune, Dumnezeu nu există, pur și simplu. Dar nu spune asta. El vorbește despre Dumnezeu care de ceva care a existat și nu mai există. În sensul că el se referă la conceptul de Dumnezeu ca a produs al minții umane. Uh, nici nu face nicio afirmație categorică dacă Dumnezeu există sau nu există. Și cine cunoaște epistemologia lui știe că el consideră asemenea adevărul fiind dincolo de, de, de puterea de înțelegere umană. Uh, nici face afirmații cu privire o anumită forță care s-a stins și stingerea acestei forțe, acestei puteri, acestei, acestui universal în Europa, în, să în Europa, în, în Vest, dacă vreți, și în toată lumea în ultima instanță, este un eveniment obiectiv, nu depinde de credința sau necredința noastră în Dumnezeu, Uh, și aș vrea să citesc uh, la aforismul uh, 343 din, din Gay Science definiția pe care o dă el uh, uh, idei, noțiunii de Dumnezeu este mort cel mai mare eveniment recent că Dumnezeu este mort virgulă și acum este o uh, mă rog o, o locuțiune aposițională sau cum se i spun o apoziție, că Credința în Dumnezeul creștin a devenit de necrezut. Acum, ferește că nici care este teologia și era, venea din, 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 dintr-o familie de 10 generații de pastori protestați, începe de, de pe timpul lui Luther. Știa foarte bine că credința în Dumnezeu, sau credința în Dumnezeu creștin, nu ține de fapt dacă iese sau nu iese de necrezut. În principiu, credința prin natura ei implică să crezi în ceva care nu poate fi demonstrat logic. Ce vrea el să spune că credința în Dumnezeu creștin a devenit de necrezut? Credința în orice Dumnezeu este de necrezut. În general, credința implică să crezi în ceva ce nu poate fi demonstrat. Deci de necrezut, e incredibil. Ideea aici este mult mai adâncă. Anume că uh, în uh, Gândirea vestului, gândirea europeană, începând de la filozofia greacă din secolul IV și terminând probabil cu Immanuel Kant în, în, la sfârșitul secolului XVIII, implicând asemenea evenimente politice ca Revoluția Americană, dacă vreți, și Iluminismul, credința în Dumnezeu a fost o necesitate logică. O necesitate logică pentru uh, susținerea a unui adevăr absolut, unui bine absolut, unei idei de dreptate absolută, nenegociabilă, care a fost paradigmatică pentru gândirea europeană începând de la filozofia greacă din secolul 4, 5-4, terminând cu iluminismul sau dacă vreți, cu declarația de independență americană, noi luăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, că toți oamenii sunt zestrați de creator lor cu un drept la viață, libertate și căutarea fericirii. Nu? Deci aici sunt niște idei norme absolute. Și uh, uh, acestea, absolut, implică existența lui Dumnezeu. Pe de altă parte... Uh, Raționalismul vestic, începând de la Socrate, terminând cu Iluminismul, iarăși, este bazat pe ideea că lucrurile au un sens. Vin sens în viața socială, universul are un sens, viața are un sens și acest sens este rațional. Această idee care, mă rog, s-a creat deja din secolul XIV în Europa, cu odată cu, cu criza nominalistă, cu controversa între nominaliști și realiști în teologia scolastică, această idee că totul are un sens și sensul acesta e rațional a devenit incredibilă ca în secolul XIX și în aceeași măsură ideea unui absolut a devenit incredibilă, a devenit numai incredibilă, a devenit inutilă, a devenit o piedică ideea unor adevăruri absolute dincolo de istorie. Uh, a fost respinsă în începutul secolului XIX. Și ceea ce spune nici aici este că, de fapt, nu că a fost alegerea unora, că fiindcă există mulți conservatori în America care se bagă în tot felul de controverse, cum apar pe YouTube, și uh, întotdeauna e arată că trebuie să credem într-un absolut și așa mai departe, dar ceea ce spune nici este că a devenit imposibil pentru om în Europa și implicit pentru întreaga cultura vestului, inclusiv în America, Deși America, o să vedem data viitoare, a avut o scăpare aici, n-a urmat calea Europei, și vom vedea de ce. Dar a devenit imposibil să crezi într-o raționalitate a lumii și, într-un sens rațional, lucrurile. Deci a devenit imposibil să crezi din punct de vedere filozofic și logic. Acum o să mergem mai departe și ceea ce spune nici mai departe este că, de fapt, Uh, uh, o să folosesc metavorul lui Splendid uh, Lumea Anumiti sori Se pare că au apus uh, Încrederea s-a transformat în îndoială Lumea apare tot mai mult ca o seară Și mai puțină de încredere Mai străină, mai bătrână Și apoi se întreabă ce a determinat, vreau să citesc această metaforă splendidă, ce a determinat eclipsa unui soare, asemenea căruia niciodată nu a mai existat pe pământ. Când nici ce vorbește despre moartea lui Dumnezeu, tonul lui nu este cel al unui atei, ateu dochinsian, să zic, din timpul nostru, ci este mai degrabă al unei tragedii grecești care deplânge apusul unui soare cum n-a existat niciodată pe Pământ. Uh, nu e nicio o doială în primița că aici e vorba de o catastrofă. Și, spune mai departe, cine poate să profetizeze ceea ce va urma ciclul de catastrofe, de distrugere, de prăbușiri, care va urma lumea noastră în urma faptului că acest soare care este Dumnezeul creștin a, a sfințit. Dar, uh, uh, i-ați spune mai departe că, de fapt, uh, ce mai mulți oameni nu pot vedea asta când Dumnezeu a murit. Și de ce nu pot vedea aceasta? Pentru că, în general, în conștiința publică, în, în, în cultura populară, nu există o înțelegere sau nu există o conștientizare a dezvoltării gândirii filozofice. Ce mai mulți dintre noi consideră că gândirea filozofică, cum s-a dezvoltat în Europa de la Socrate, să zic, până la postmodernism și la relativismul postmodern, la existențialism, la toate curentele de gândire din, din secolul 20. Uh, și mai mult consideră că această linie de gândire, de idei filozofice, este o chestie academică, este pentru turnul de filde și deci pentru uh, cei care au preocupări ciudate pentru niște subiecte foarte abstracte. Ceea ce nu înțeleg ei este că aceste idei filozofice, uh, pe de o parte generează, pe de altă parte pur și simplu reflectă niște tendințe care sunt în gândirea comună. Și faptul că în filozofie, în secolul XIX, devine imposibil să mai gândești lumea cum a fost gândită de la Socrate începând până la Kant, este un semn că toată lumea va urma acest curs. Așa că aici apare paradoxul pe care nebunului din cetate, dacă țineți minte metafora favorită al unice, care aleargă prin cetate căutându-l pe Dumnezeu și nu-l găsește. Și lumea iese din casă, e noapte, o mine nebun și după aceea omul începe să plângă, nu găsesc pe Dumnezeu și devine disperat, Dumnezeu e mort. Și spre nu simțiți mirosul putrefacției divine, noi l-am omorât. Cum am fost noi în stare să omorâm pe Dumnezeu? Cum am fost în stare să secăm oceanul? Întreabă nebunul din cetate. Și lumea se uită la el și râde, nu înțelege pentru că nebunul, nebunul le va spune adevăr pe care celălalt nu îl înțeleg. Oarecum nebunul din cetate este... Uh, este pentru Nietzsche filozoful secolului XIX care realizează că ceva se schimbă în gândirea umană. Dar cei mai mulți oameni nu realizează aceasta. Le trebuie 200 de ani, spune Nietzsche și cred că a fost destul de corect în estimarea lui, ca să prindă din urmă filozoful să înțeleagă că gândirea umană s-a schimbat și că forța uh, numită Dumnezeu a încetat să mai fie, să mai existe în lumea noastră. Uh, repet, asta nu semnează, uh, nu semnează sfârșitul credinței personale și nu semnează ateism, ci însemnează mai devreme ca creștinismul să recunoască că acest fenomen pe care nici la mine moartea lui Dumnezeu este real. Și asta nu semnează sfârșitul credinței. Unul dintre autorii favoriți ale lui Friedrich Nietzsche a fost Fedor Dostoevski. Și motivul, uh, unul ar se pare foarte ciudat, un neamț și un rus. Mă rog, uh, uh, neamții și rușii totdeauna au mers în paralel și au avut multe puncte de conexiune pe care de multe ori ei nu le-au observat. Dar cert este că, inclusiv Revoluția Rusă, fiind, o, fiind mama, de fapt, nazismului din Germania. Însă, ceea ce este interesant este că Dostoevski a fost un creștin. Și unul dintre creștinii cei mai viguroși cei mai cei mai influenți în gândirea creștină modernă. Dar mai aici este problema că de fapt Dostoevski recunoaște ceea ce spune Nice, anume că uh, Dumnezeu, ca ceva de la sine înțeles, ca ceva logic, ca ceva necesar în gândirea logică, ca ceva ce uh, fără, de, uh, fără de care oamenii nici nu pot să gândească, nu mai este o premisă, nu mai este o axiomă pentru lumea modernă și nu mai poate să fie. Și atunci uh, Dostoevski caută, mă rog... Uh, soluția în altă parte. Și aș vrea să discut și despre soluția lui Dostoevski, care este... Uh, uh, e vorba de două utopii, una slavonă și una americană, uh, care încearcă să uh, evite catastrofe europeană. Uh, dar cert este că nici l-a pe Dostoevski, că a văzut că și Dostoevski a înțeles ce a înțeles el. Numai că nici nu caută soluția în creștinism. Dostoevski a căutat soluția, mă rog, într-o anumită formă de creștinism, creștinismul mistic, ortodox, ne-eucridian să spunem așa și este îndoialnică soluția pe care ne oferă el, asta e foarte clar. Dar întorcându-mă la iarăși la soluții Kierkegaard, Zoran Kierkegaard iarăși, a definit credința ca un paradox. Deci în afara sferei logicii. credința nu credința ca un paradox, cei mai mulți creștini sunt inconfortabili cu paradoxul din cauza aceasta cei mai mulți creștini trăiesc în iluzii, opium pentru popor. Da? Dar paradoxul înseamnă că era și dacă vrei să fii creștin, trebuie să ieși din biserică, spune Kierkegaard. Trebuie să, să ții crucea, să pe Iisus cu totul, într-o zonă a înțelegerii primejdioase, care este înțelegerea paradoxală a lucrurilor. Așa că acești doi crești, mari creștini se secolul unul din Apus, unul din Răsărit, uh, și Kierkegaard, pleacă de la aceeași primiste ca și numai că caută soluții diferite. De ce a devenit de neconceput, de necrezut credința în Dumnezeu? Deci, ferește, pot să poți să crezi în Dumnezeu în continuare. Dar nu pot spune că tu, mă rog, argumentele logice și o anumită necesitate filozofică sau științifică ne deamnă în direcția aceasta. Nu pot spune, așa cum spun mulți evanghelici, așa numiți creaționiști, care trăiesc într-o lume de iluzii, că toate argumentele științifice dovedesc că există Dumnezeu. Vorbeam cu un coleg pastor care spunea, mă, zice, uite cât de mare e universul ăsta, tu cu un creier de furnică, ce poți să pricep? l am întrebat, spune-te, de unde știi tu că universul este de mare? Păi vedem că e mare, nu vedem că e mare. Nu ne dăm seama cât e de mare universul, adică, de fapt, noi credem pe oameni de știință când ne spun cât de mare este universul. Fiindcă niciodată nu ne putem face idee cât de mare e universul primirea stele. E de universul mult mai mare decât putem vedea, mult mai mare decât poate fi măsurat printr-o paralaxă chiar a orbitei Pământului. Pentru a măsura universul trebuie să apelez la anumite ipoteze științifice, la anumite teorii științifice, la anumite calcule, la anumite modele științifice, care sunt aceleași modele științifice, care ne explică universul, așa cum spunea la plasul Napoleon, fără să ai nevoie de această ipoteză. Da? Deci, aici este iluzia creaționiștilor că există o logică științifică care ne duce la recunoașterea Existenței Dumnezeu. Așa cum este o iluzie încă predicată în semnalele teologice, există o logică filozofică care, mă rog, cele cinci argumente ale Existenței Dumnezeu care ne duc la nevoia de Dumnezeu. De fapt, ceea ce, când nici ce spune credința în Dumnezeu creștină a devenit de necrezut, el nu vrea să spune că nu mai poți să crezi. Ce vrea să spună că nu mai există o necesitate logică care te învice la această credință. Care este această necesitate logică? În principiu sunt două. Hai să luăm problema adevărului în primul rând. Asta începe de la Socrate. Și ideea este că sufletul oman este posesorul unor adevăruri veșnice. În momentul când spui cuvântul adevăr veșnic, spui minte veșnică. Implicit ideea este că sufletul uman este veșnic. E preexistent și anteexistent ex, e, e, existenței terestre. Și e, aceasta implică, e, să zic, e, implicit, mă rog, eu e un pleonasm aici, da, dar imp, credința în Dumnezeu implicită în această idee a adevărului veșnic. E, de asemenea, tot legat de ideea platonică, este ideea de tății veșnice a binului veșnic. Și ferește că aceasta este, e implicit aici ideea existenței lui Dumnezeu. În, în gândirea modernă, începând de la Descartes, după cum știți, gândirea lui Descartes pleacă de la Coge de Ergo Sum. Gândesc de ce există. Așa că există un eu, o subiectivitate infinită, care gândește. Și că principala caracteristică a acestei subiectivități infinite, numită Euul, este gândirea logică. Descartes însă nu poate susține ideea unei subiectivități infinite, care este Eu nostru, fără să recunoască că există subiectivitate infinită, punct, adică Dumnezeu. Și de asemenea, ideea că gândirea logică este teza fundamentală a lui Descartes, care stă la baza științei moderne, gândirea matematică, face lumea cognișcibilă. Și mai mult decât ne dă controlul asupra naturii. Este ideea care se la bază tehnologiei moderne. Gândirea matematică ne va atunci când vom reuși să facem un model matematic al întregii lumi, spune, ne promite de cart, fizico-matematic, asupra lumii. Noi vom fi în stare să controlăm lumea, să controlăm natura, să controlăm corpul omenesc, care este și el o mașină. Până acum când să-l facem reparabil, se prunge în viață, chiar se face nemuritor. Mă rog, sunt promisiuni pe care lumea modernă, în mare măsură, le-a împlinit în favoarea și asta dovedește că Descartes a avut dreptate, în mare măsură. Dar Descartes e conștient că ideea aceasta, că gândirea logică are cheia cunoașterii și controle asupra lumii, implică iarăși existența lui Dumnezeu. Anume, Descartes, fără să împărtășească iluziile aristoteliene, Iluzia are care spunea că lumea în sine este rațională și lumea e un, o colecție de silogisme, ca să zic așa. Spune, unul și cu unul fac doi, fiindcă Dumnezeu vrea așa. Și pentru că Dumnezeu vrea ca unul și cu unul să facă doi, lumea poate fi cunoscută. Deci, implicită existența lui Dumnezeu este necesară pentru ca să gândești civic, să gândești logic, pentru a recunoaște caracterul absolut al subiectivității umane, implicit al omului. Mai târziu, Emanuel Kant, ultimul, ultimul filozof idealist modern, ne, ne, ne spune iarăși că adevărurile, mă rog, ne nu putem cunoaște adevăruri transcendentale, dar putem cunoaște adevăruri morale transcendentale, Bine, și răul. Avem acces la acestea. Și iarăși, Kant, după ce doboară cele cinci argumente clasice uh, de pe vremea al ale extensului Dumnezeu, care nu mai au ceva la lumea modernă, trebuie să recunoaștem, uh, construiește al șaselea argument, care este cel etic. Anume, Dumnezeu trebuie să existe pentru că există bine veșnic. Este o idee care a stat la baza Iluminismului, în mare măsură, și a Revoluției Americane și a Revoluției Franceze, care nu este așa cum spune Marea Luptă, o Revoluție ateistă. Ce a avut la bază uh, cultul Ființei Supreme. Nu culturile prostituate, cum spune Marea Luptă, ce a avut la bază cultul Ființei Supreme, uh, care, bineînțeles, se înțeleasă rațional ca un Dumnezeu al Naturii. Așadar, uh, merg mai departe. Deci aceasta este o, o problemă. Și care este problema că uh, toată această existență a lui Dumnezeu era necesară ca să justifice existența unui eu infinit și a unor adevăruri eterne. Începând din secolul XIX, intrăm într-o fază în care nu mai credem că euul, subiectivitatea, sufletul, e ceva infinit anistoric, ci concepem acest eu, această subiectivitate, ca un produs istoric este produsul unei anumite biologii. Țineți minte replica dată de Darwin, lui Plato. Spune Darwin în caietul de notițe, Plato spune, în, uh, spune undeva, în Phaedron, în că uh, sufletul are cunoașterea adevărului din preexistența lui. Și Darwin zice, read monkeys for preexistence, citește maimuțe în loc de preexistență. Deci, ideea apare ideea aceasta pentru prima oară că, de fapt, felul nostru de a gândi, de a vedea lumea, categoriile cantiene a priorice, nu sunt așa decât uh, adaptări evolutive ale creierului. Că, uh, în mare măsură, asta vine cu Karl Marx, dar este apoi dezvoltat în mul de, de mulți alți gânditori care nu sunt neapărat marxiști. În mare măsură, eul nostru, de fapt, felul nostru de a gândi, de a privi, de a simți este un produs istoric, social istoric. Așa că, odată ce eu nu mai este ceva veșnic, ci este un produs istoric, Dumnezeu însăși apare ca un Dumnezeu care se revelă prin istorie, care se descopere prin istorie la Hegel, dar foarte ușor să face trecerea de aici la moartea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu mai este ceva anistoric, ci ceva care se descopere în istorie. Este aici încă loc mult pentru creștinism, dar nu pentru uh, un Dumnezeu atemporal. Cealaltă problemă care este moșnită din filozofia veche, este din filozofia clasică, este aceea că totul are un sens în univers. Deci Aristotel, de exemplu, și Agvinas, bucenicului în lumea creștină. Ne spune că dacă încercăm să explicăm lumea, există două cauze pe care trebuie să le căutăm. Cauza eficientă și cauza finală. Cauza finală ne spune de ce există un lucru. Cauza eficientă ne spune ce determină acest lucru. Și el ne spune, cauza eficientă este determinată cauze finale. Deci ceea ce a caracterizat gândirea creștină, științifică, deci vorbim de știință aici, știința aristoteliană, știința scolastică, nevul mediu, a fost aceea de a înțelege de ce un lucru este așa cum este. Trecând de terminologia scolastică, această idee a fost reînviată în secolul XVIII de conceptul de design al lui William Paley. Dacă văd un ceas, mă uit la el și îmi dau seama că l-a făcut cineva. Deci, Newton vede Universul ca un ceas, Paley vede organismele biologice ca niște ceasuri. Clar, Descartes a spus că organismul este o mașină. Și pare despre pe dacă este o mașină, cine a făcut această mașină. Și se zice ceva foarte interesant. Odată ce apare această, această transformare a argumentului aristotelian Agvina al cauzei finale într-o formă modernă, design, apare ceva interesant că în vechime tot era un miracol, mai precis tot era, era supranatural. Omul are sufare de viață de la Dumnezeu. Da? totul se învârte, trăiește, se mișcă din cauza că e în Dumnezeu. noi avem viața ființa în mișcare. Deci explicația finală pe la urmă, pentru mișcare, pentru tot ce este, e Dumnezeu. Asta la Aristotel se numește agendul imobil. Sau spunem impulsul inițial. Bun. În, după pale, în lumea modernă, Miracolul nu mai apare ca miracol supranatural, ci ca miracol de inginerie. Dacă ați spus, de exemplu, Amazing Facts, da? vorbește despre bondar, despre cărăbuși, despre floare, dar întotdeauna ne arată ce inginerie extraordinară este aici. Și dacă cineva a făcut o asemenea inginerie, îl admirăm ca inginer, sau ce frumos este, ce perfect e universul, ce perfect e atomul. Admirăm inginerul, dar bineînțeles că întrebarea este de ce l-a făcut, da? Vezi o mașină, este un act de inginerie. Care este scopul mașinii? Așa că aici apare, apare ideea aristoteliană a sensului. Totul are un sens. Problema este că începând de la Galileon, a avut o revoluție în, în lume. Și revoluția se numește revoluția științifică. Și Galileon a fost primul care și-a dat seama că pentru a putea înțelege tainele naturii, trebuie să înțelegi la cauza finală, să rămâne la cauza eficientă. Adică pentru un biolog modern, nu se întreabă care este finalitatea bondarului sau cărăbușului sau florii, ci biologul modern se întreabă cum a apărut această adaptare care sunt cauzele care au determinat această adaptare. Uh, care este problema aici? Ca să pun punctul pe ei, când nici spune că credința Dumnezeu este incredibilă, vrea să ne spună că, de fapt, în contextul științei, pentru că să referă la revoluția științei, în contextul științei, omul nu mai poate să caute un sens al lucrurilor, pentru că atunci când caută un sens al lucrurilor, uh, uh, el, de fapt, nu mai poate face știință. Când face știință, renunță la cauza finală. Bun, Acum aș vrea să sublinez un lucru foarte important. Nu este imposibil și nu este greșit. E o chestiune personală. Ca cineva să vadă un sens al lucrurilor prin credință, da, de exemplu un creștin, să vadă un sens al universului, al lucrurilor vieții, vreau să repet încă o dată, acest lucru este perfect legitim uh, într-o lume care nu este perfect cunoscută. Uh, Poți să ai cre loc pentru credință. Uh, noi credem, eu personal cred că lucrurile au un sens. Și cred că viața are un sens. Și universul are un sens. N-am nicio deală în privința aceasta. Dar sunt de acord cu nici. Anume că știința nu poate să găsească un alt de sens și trebuie să renunțe la ideea de a căuta un sens. Și practic nu mai există o legitimitate intelectuală, începând din secolul XIX, a afirmării unui sens, afirmării unui absolut, în, sens, în felul în care s-a făcut înainte. Înainte de secolul XIX era imposibil să gândești, să zic, valorile sociale sau morale în, în afara unui absolut anistoric. Și în evul mediu era imposibil să gândești natura în afara unui sens. Lucrurile s-au inversat. Este imposibil să gândești un fenomen social fără să vezi că este ceva istoric. E ceva care nu poate fi... Nu, nu, nu poate fi abs, absolut, nu poate fi permanent, etern, uh, ci trebuie să vezi aspectul istoric, uh, adevărul concret istoric, nevoia istorică. Uh, una, nu, uh, una o elimine pe cealaltă, la fel cum în știință nu poți vedea sensul dacă cauza, cauți cauza. Deci uh, ceea ce ne spune Nietzsche când spune că a devenit incredibil, uh, incredibil, uh, uh, incredibilă credința în Dumnezeu, vrea să spună că credința în Dumnezeu rămâne ca credință, dar nu mai există un argument logic sau științific care să nu poate fi combătut sau care să fie mandatoriu, să fie determinat al credinței în Dumnezeu. Poți gândi lumea fără Dumnezeu. Deci, ca să repet ideea, până în secolul XIX, a fost imposibil să gândești lumea fără Dumnezeu. La nivel filozofic și științific, până în secolul XVII, probabil la nivel științific, dar până în secolul XIX, la nivel filozofic, etic, moral, începând din secolul XIX, lumea nu mai poate, Dumnezeu nu mai devine necesar pentru explicarea lumii și pentru explicarea moralității, a bilnului și răului, a adevărului născut în om și așa mai departe. Și, din potrivă, conceptul de Dumnezeu se opune, de fapt, explicației cauzale a lucrurilor. Bun. Acum, nici aforismul 343, așa cum am spus, începe cu o, 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 un subtitlu scurt, sensul bucuriei noastre, mă rog, haiterkeit, da? Cheerfulness, tradus în engleză sensul veseliei noastre, bunea dispoziție în această criză. De ce totuși noi suntem fericiți în această criză? Cum am spus, nici a căutat altă soluție decât Dostoevski și Kierkegaard. Și care este soluția lui? Care este motivul de bucurie? Deci bucuria nu este vorba de o soluție, probabil, ci de o anumită experiență a sufletului. Deci omul se bucură? Spune el, într-adevăr, noi filozofi, noi spiritele libere simțim când auzim vestea cea bună, adăug eu, dar cam asta e idea, că vechiul Dumnezeu este mort. Este ca și cum un nou răsărit răsare asupra noastră. Inimele noastre sunt pline de bucurie, uimire, expectațiuni, presimțiri. În sfârșit, orizontul apare liber din nou, deși nu este strălucitor. În sfârșit, corebele noastre pot să se aventureze din nou. Pot să se aventureze să facă față oricărei primejdii și ori, or, curajul iubitorului de cunoaștere este iarăși îngăduit. Marea noastră este deschisă din nou, probabil niciodată n-a existat o mare atât de deschisă. Marea deschisă, curăbii, aventură, cunoaștere. Ideea este că ne fiind limitat de noțiunea univers rațional sau de noțiunea al lucrurilor, poți cerceta liber cauza oricărui lucru, fără să ai limite. Și în acest sens, med ai, ai, voie să te gândești la lucruri care nu puteai să te gândești înainte. Deci meditația filozofică poate intră, să intre în zona ale existenței care te a fost interzise, așa cum cunoașterea științifică care un câmp deschis, tocmai pentru că lasă la o parte adevărurile veșnice, să concentrează supra temporalului. Deci dacă vreți să soluția propusă sau sugerată de Nietzsche, fără să spună că este o soluție, este aceea că Uh, Renunț la ceea ce, este, ceea ce este veșnic, ne concentrăm asupra clipei, asupra momentului. Renunț la ceea ce este neschimbător, facem obiect al cunoașterii ceea ce este schimbător. Renunț la ideea de dreptate și uh, bine veșnic. Uh, putem să facem ceea ce este drept și bine într-un anumit context istoric, fără să ne gândim la reguli eterne. Cam aceasta este ideea spre care merge el. O idee care, firește, uh, că. Uh, în mod profetic, el a prevăzut că aceasta va fi direcția în care va merge gândirea lumii în secolul 20 și în secolul 21. Uh, adevărul este că, indiferent dacă oamenii fac cite sau nu filozofie, dacă l-au citit sau nu pe bineînțeles, uh, sau doar au auzit de el, uh, omenirea a mers și merge încă în această direcție în, uh, în, gândire. Și aceasta însemnează o eliberare și o catastrofă în același timp. Uh, uh, Cert este că baza moralei și a gândirii, a, a, a dreptății, a noțiunii de dreptate, nu mai, nu mai rămâne aceeași, se prăbușește. Și ca tare este pus în căutare să găsească ceva nou, ceva, spune, ok, dar eu nu mi-am putut credința. Repet, iarăși, aici nu e vorba de ateism. Nu e vorba de ceea ce putem folosi ca argument în credința noastră personală, ci de ceea ce poate folosi ca argument în discursul public ceea ce poate fi folosit ca bază a justiției, a politicii, a mă rog, a rezolvărilor conflicte internaționale sau sociale, ceea ce poate fi folosit ca bază a, în etică a deveni binele și răul. Aici s-a stins un anumit soare, care s-a foarte puternic și a oferit o bază foarte solidă pentru etică, pentru morală, pentru relații intereuropene, să zic. Condiții de război, de exemplu, ideea războiului civilizat sau războiului drept, uh, uh, și care, odată prăbușindu-se, a permis niște schimbări sociale foarte radicale și o revoluție științifică și o anumită revoluție în gândire, dar, în același timp, a dus la un relativism uh, uh, care, în mare măsură, s-a dovedit a fi o catastrofă socială și etică pentru societate. Deci, nici nu vorbește de moartea lui Dumnezeu ca. Uh, în momentul când spune că este stingerea unui soare, un soare înseamnă căldură și lumină și forță care ține lucrurile la oaltă, da? stingerea acestui soare el nu o anunță ca pe o veste bună, o spune ca pe o catastrofă. Dar în același timp o vede ca pe eliberarea individului de a se concentra asupra a ceea, ce este, ceea ce este contingent și ceea ce este experiența imediată și ceea ce nu are neapărat un sens. Uh, deci, vreau să vă las aici, de, de, deocamdată, o să ne ocupăm de, de răspunsuri filozofice și social-politice, care, începând din secolul 20 au fost date acestei probleme, moartea lui Dumnezeu, dar ceea ce este foarte greu pe un creștin să-l facă să, să, fac să înțeleagă lumea în care trăim și să fie într-un dialog real. Deci, eu mă declar adeptul creștinismului și al adventismului de ziua 7. Uh, însă este foarte greu pentru un creștin și un să fie într-un dialog real și relevant cu lumea uh, în care trăiește, din cauza că îi preferă să fie orbi, să fie denial, în denial, să, 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 nu accepte anumite lucruri care se petrec în jurul nostru. Și anume uh, să accepte acest adevăr uh, dur al unice, că la data aceasta nu mai avem acele argumente care uh, făceau de la sine înțeles că lumea și binele, și răul, și politica, și justiția nu pot fi gândite în afară de Dumnezeu. Și uh, care făcea chiar ca ateismul să fie declarat o crimă, cum era în secolul XVII, în Anglia și în multe țări europene. Uh, uh, secolul XVI, mă scuzați. Și uh, mai mult decât atât că este imposibil uh, ca să facem ceea ce încearcă să facă evanghelicii, uh, și catolicii, și musulmani să readuci conceptul Dumnezeu ca bază a, a, a discursului public și a, 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 eticii. Dar în același timp au fost căutări foarte fructoase începând din secolul 20 a, pentru a găsi o astfel de bază comună, a nu cădea într-un relativism total. Și aceste căutări încă continuă. Ferește că nu însemnează că Dumnezeu a murit ca entitate cosmică și nu înseamnă nici că credința noastră personală sau, mă rog, în biserică mărturia noastră e, nu are nicio bază. Dar noi trebuie să recunoaștem o mutație care s-a produs în lumea noastră. Și această mutație poate fi analizată doar din punct de vedere filozofic. Din nefericire sau din fericire, dacă vreți, pentru cei mai mulți dintre noi și de la analiza acestei mutații înțelege ce se întâmplă în lumea noastră și felul cum trebuie să adresăm asemenea probleme. Deci este un teren primejdios pe care mulți nu vor să avânte, pe care vă invit totul să-l explorăm și iarăși, repet, poziția mea personală este cea a unui creștin și a unui adventist, fără nicio rezervă. În același timp însă trebuie să recunoaștem că regulile jocului, regulile dialogului și a discursului public s-au schimbat nu din cauza unui capriciu, ci din cauza unei evoluții în gândire pe care trebuie să o acceptăm. Alternativa este cea pe care voi explora săptămâna viitoare, cea a unei refugieri, fie într-o lume imaginară, fie într-un colț de lume foarte mic, sectar, care în niciun caz nu sunt de recomandat și nu trebuie să le urmăm, deși probabil că este opțiunea majorității creștinilor conservatori. Vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. La revedere!